bene, sera, fine, durata, dormire, comete, che alla fine si torna per l'esperienza, ci descrivi un bonus, con sempre programmi da 3D, gioco delle 10 musica, tipo spettacolo del testimone, di Electric Castle. Cielo vostano, per quelli che fosse, non ha tutto il mistero. Cielo su di fa, con questo non ha ancora fuori di tavola, nasce al mito radice e affascinato uomini che non c'erano più tempo con la resistenza di loro. Tra i suoi cieli di vita, uomini che più ho osservato, in quelle celeste c'era un morino con un cazzo di uscita stelle e volta. Lui la vorrei che se non riesce a uscire le strisce, mi ha messo per fare un cielo di più di tutto. Deve per assolutamente. Quindi un uomo ha osservato una delle fenomenze delle pelle ci ha ciò voluto succedere di vita nell'aria. Quando la stabilire ci fu astronomica a si è potuto esaltare il culturale. Prima di civilizzati ci ha ottenuto a essere stabilire un po' di quale. Tutt'appunto, ho forse creato i primi reattanti del cielo di concupare a cielo meglio di massa stelle nella lunghe costellati, c'era cena giusta per svoltare la navigazione, acqua e mezzumi, ci ha incoraggiato a esplorare geografici. A secondo me anche c'è una volta di recensiti che avessero che anche te non ti pare il cielo. Quindi tutti gli anni ci vediamo in questo lungo per il prisma di mitologia. Grecia e Anisa facendo in vita le più popolari delle colle di Tomas, o per colpire in pace e separare l'astronomia, le vecchie del mondo cosmologico. Mi sono uscita da tutti questi per cui Pitagora è la costella capolumici con le mie o contribuire a desvoltare un'esistenza scientifica complessa capabile di sapere altro che non è astronomica. Observare in Spagna c'è un dato del corpo che riesce in gruppo a rendere i nostri vedi che sono invece un passato nel centro del cosmo su di fronte a un altro sistema di cielo centrico. All'estra, un sano stato strivo l'astronomo ha dato il cosmo del medico centrico, la sensuale scivolta era un centro di universo di, pensate che non era stato figurato di un demagno del secolo. Abbiamo sentito una scienza che l'astronomi copre che chiamano la Unea con l'esatto e l'Unea della Vista. Grazie a questa fase dell'astronomi che per mezzo di chi comprate, sostenute dei razionamenti matematici, il sistema di geocentrica ha posto reale su un'attenzione all'uomo di scienza. Potività gestiva, potete vedere in questi terra se lo testo non funziona. Adevărata revoluție în domeniul astronomiei a avut loc abia în anul 1609, prin Galileo Galilei, primul astronom care a studiat cerul cu ajutorul unui telescop. El a lăsat perspectiva asupra Universului Perceptiv și a determinat abandonarea teoriilor geocentrice specifice luminantice. Telescopul este un instrument care captează lumina și furnizează imagini detaliate ale unor corpuri cerești îndepărtate și lipsite de strălucire.
Pentru a vedea în profunzime și în departare de scopul, trebuie să captezi o cantitate sporită de lumină. Acest lucru fiind posibil prin mărirea dimensiunii lentilelor și a ocluzilor. În prezent, pentru a studia Universul și a descoperi tainele, oamenii de știință utilizează telescoapele de dimensiuni mari, dotate cu aparatură modernă și software avansat. Telescoapele moderne dispun de obiecte diametre cuprinse de 8 și 10 metri și pot detecta corpuri cerești în stadiul în care s-ar fi aflat acum milioane de ani, la începutul Universului. Probabil că rezultatul la ceea ce astronomii numesc mare explozie. Big Bang. Pentru a obține rezultatele optime acestei telescoape gigantice sunt de obicei amplasate în zone locale înalte, ferite de coloarea luminoasă din mediul urban. Acesta putem observa în profunzime spațiul cosmic și, prin negura timpului, descoperim un univers de neconceput pentru oamenii lumii antice. Un univers evident, activ și dinamic, în care jocul vieții și al morții se desfășoară la o scară care copleșește pe toți aceia care studiază. În ultimii 50 de ani am pătruns în spațiul cosmic, abandonând constrângerile gravitației și inaugurând o nouă eră a explorării spațiale. Grație programelor spațiale am putut observa planeta noastră într-o perspectivă externă, ca pe o planetă fragilă, o planetă de un albastru antic, care orbitează Soarele, o lume înspăimântător de vulnerabil într-un multul spațiu. Tehnologia spațială ne-a schimbat modul de viață, precum și percepția asupra lumii în care trăim. Dintr-o lume definită de hărți și granițe, Terra a devenit un corp ceresc minuscul și neînsemnat, pierdut din imensitatea spațiului. Beneficiile derivate din programul spațial au o valoare mult mai mare decât costul și efortul implicat în realizarea lor. Odată cu explorarea spațială a apărut și tehnologia care a plasat telescoapele dincolo de atmosfera planetei noastre. Telescoapele spațiale pot construi o nouă perspectivă asupra Universului, făcând observații în lungimi de unde care nu pot penetra atmosfera terestră. Fiecare nouă generație de telescoape a deschis noi perspective asupra Universului și a îndreznit înțelegerea acestuia, începând cu primele aparate ale lucrărilor Galilei, cele care au arătat sateliții vizibile, și sfârșind azi cu telescopul spațial Hubble. Așa am înțeles că, în dreptat, ne-am îndepărtat de centrul galaxiei și că am fost exilați la marginea unui univers vast și neostilabil. În prezent, știm că Soarele este o stea pitică de mărime medie, cu un diametru de circa 1.500.000 de kilometri, care s-a aflat la o îndepărtare de 150 de milioane de kilometri față de Terra.
istorie de stele care vreau să promovez în determinatură și presiune sunt atât de care nu permit fuziunea nucleară a hidrogenului, transformarea elementelor ușoare de elemente grele și eliberarea concomitentă de energie în spațiul cosmic. Această energie încălzește și menține viața pe Terra, cum poate mările și oceanele, precum și pe continente. Periodic, în suprafața Soarelui se formează un câmp magnetic puternic care duce la apariția unor pete solare. Aici se acumulează energie care este liberată în spațiu sub formă unor explozii uriașe, cunoscute sub numele de erupții solare. Eruțiile solare pot fi însoțite de surse de particule cu energie ridicată, expulzată în spațiu și care ajung uneori și pe Terra și perturbă comunicațiile. În același timp, aceste fenomene produc și aurore boreale și australe. În prezent, soarele se află într-un spațiu foarte stabil și va mai continua să radieze energie la o rată constantă pentru cel puțin între 5 miliarde de ani. În cel din urmă, combustibilul nucleului se va termina, iar soarele se va recicleta și se va dilata până când se va transforma într-o gigantică roșie, încorporând toate planetele sistemului solar intern, inclusiv Pământul. Mercur este planeta cea mai apropiată de soare, cu un mediu planetar lipsit de viață și cu atmosferă foarte, dar viață. Suprafața planetei este presărată cu cratere create de ciocnirile cu zeci de mii de asteroizi și comete. În anul 2004, oamenii de știință au trimis către Mercur sonda spațială Messenger pentru a studia acest mediu planetar extraterestru. Messenger a furnizat date științifice din abundență, precum și imagini de înaltă rezoluție ale suprafeței mercuriene. Venus are aceeași mărime ca și Terra, doar că atmosfera ei înăbușită de acid sulfuric este cucerită de efectul de seră. Drept consecință, temperatura suprafeței atinge valoarea mistuitoare de 400 de grade Celsius. Pe Venus se înregistrează o activitate geologică intensă, iar fluviile de lavă schimbă constant reliefuri. Datorită acestor procese, scoarța lui Venus este înmulțită odată la câteva sute de milioane de ani. Cea de-a treia planetă ca depărtare față de Soare este Terra. Pe Terra există oceane cu apă lichidă și o atmosferă bogată în oxigen. De viață avansată din sistemul solar. Luna este satelitul natural al Terrei, de circa 4 ori mai mică în dimensiune decât Terra și total lipsită de atmosferă. Suprafața Lunii este plină de cratere care, ca și în cazul planetei Mercur, sunt rezultatul a mii de ciocnirii care au avut loc în primele faze ale formării sistemului solar. Luna este unicul corp ceresc vizitat de oameni prin misiuni spațiale. Marte,
Este a patra prometântă ca și depărtare față de soare și este și cea mai apropiată de Terra, aflându-se la distanță de cel puțin 70 de milioane de kilometri. Oamenii de știință au studiat sistematic reclamate în ultimii 40 de ani și au elucidat multe din secretele ei. Au cartografiat suprafața acesteia de la distanță, identificând numeroase cratere, enorm vulcani stinși și canioane atinși. Cu siguranță pe planeta roșie exista apă de mult timp în urmă. În prezent însă mai există doar cantități reduse de apă subterană. Este posibilitatea ca o formă singură de viață să-și continue existența sub suprafața acesteia. Oamenii de știință continuă să exploreze suprafața planetelor și cu vehicule de dimensiuni reduse, dirijate la distanță, iar planeta va fi obiectul misiunilor viitoare cu oameni la bord. Jupiter este cea mai mare planetă din sistemul solar, având un diametru de circa 11 ori mai mare decât cea al Terrei. Atmosfera este dense și foarte activă, fiind compusă în special din hidrogen, heliu și metan. O caracteristică vizibilă a atmosferei planetei Jupiter este Marea Pată Roșie, o furtună colosală cu un diametru dublu față de cel al Pământului și care durează de câteva sute de ani. Din grupul diversificat de satelitele planetei, doi dintre aceștia sunt de un interes special. Europa, satelitul care ascunde un vast ocean de apă sub suprafața acoperită de viață, și Io, satelitul cu o multitudine de vulcani și râuri de lavă. Saturn este poate cea mai impresionantă planetă din întregul sistem solar datorită mai scosului său sistem de lineare. Inelele planetei Saturn sunt alcătuite din bucăți de rocă și gheață, provenite în special de la foștii sateliți care au fost sărmânați de gravitația planetei. Unul din sateliții planetei Saturn, Titan, constituie un mediu planetar interesant. Oamenii de știință au detectat aici o atmosferă bogată în materie organică, cu o suprafață presărată cu lacuri de metan lichid. Următoarea planetă care de tratare de soare este Uranus, care are și ea un vast sistem de inele, însă mai puțin spectaculos decât cel al planetei Saturn. Cea mai bine tratată planetă din sistemul solar este Neptun, o versiune miniatură a planetei Uranus, însă cu o atmosferă mult mai activă. După Neptun, se află o zonă în care există planete mitice ca Pluto, Eris, Marte și Haumea. Aceste planete mitice, ca și în cazul la sute de alte planete și corpuri cerești de dimensiuni reduse, care nu au fost descoperite încă, sunt localizate într-o vastă zonă aflată la marginea sistemului solar, denumită centura cuică. Mai mult, între planetele Marte și Jupiter există o centură de asteroide de diverse forme și mări. Sondele spațiale au reușit să se apropie de unii dintre acești asteroizi pentru a-i studia în detaliu. O sondă spațială a reușit chiar să analizeze pe asteroizul Eros și să analizeze suprafața. În sfârșit, mai există și un număr mare de corpuri cerești alcătuite din piatră și praf, construși și care sunt observabile câteodată de pe Terra,
aceștia sunt cometele. Între timp se credea că apariția cometelor pe cer revestește catastrofe naturale, o schimbări politice majoră. Soarele și planetele aparțin în context imens al cărții din cel puțin 2 miliarde de stele ce reprezintă galaxia noastră. Calea Terei. Recent am avut descoperit o serie de planete care orbitează alte stele din galaxia noastră. Studiul acestor noi și exotice sisteme planetare constituie un domeniu nou al astronomiei observaționale. Diferite ca formă și mărime, stelele sunt uitoare. Durata lor de viață diferă de la câteva milioane până la câteva miliarde de ani. În momentul în care se utilizează combustibilul, stelele mor. În cele mai multe din cazurile acestor este căruri violene, lăsând în urmă rășite stelare exotice, cum ar fi picile albe, stelele neutronice și jocurile negre. Stelele se formează de obicei în grupuri denumite roi stelare, care se împart în două categorii, globulare și deschise. Coroiurile globulare au universitate mare de stele care sunt grupate într-o sferă prin intermediul gravitației. Vârsta acestora putând fi estimată în funcție de distribuția tipurilor de stele din cadrul fiecărui roi. Roiurile globulare sunt frecvent întâlnite în cadrul galaxiilor. Anumite galaxii eliptice și gigantice pot găzdui până la 30.000 de roi globulare. Roiurile deschise conțin un număr mai mic de stele, poate de aproximativ aceeași vârstă. Stelele din roiurile deschise sunt slab egale prin efectul gravitației. Asemenea, roiul își pierd o parte sau totalitatea stelelor datorită efectului gravitației exercitată de alte roiuri de stele sau de nori gazoși în timpul rotirii în jurul centrului galaxiei caractere. În general, roiurile deschise există de câteva milioane de ani. Între stele există nori uriașe alcătuiri din cap și caz, nebuloase. Gazul din aceste nebuloase conține hidrogen, elis și alte gaze ionizate. Există nebuloase de reflexie, nebuloase de emisie și nebuloase obscure. Dacă sunt condiții propice, acești nori pot de asemenea să se surpe ca efect al gravitației proprii, astfel declanșând fuziunea nucleară și dând naștere altor stele. Acest minunat act al creației continuă și în ziua de astăzi. Nebuloasele planetare sunt întinde nebuloase de emisie. Apar atunci când stelele, țirai cu soare, își extind dimensiunile dincolo de straturile lor exterioare și devin, în final, stele tipice albe. Rămășitele supernovelor reprezintă un tip aparte de nebuloase care îmbogățesc spațiul interstelar cu elemente chimice grele necesare procesului de creare a vieții.
Acestea rășite sunt ultimele urme existente care adesea finalul spectaculos al stelelor masă din capă. Galaxia noastră este o galaxie spiralată, cu o suprafață de 150.000 pe 30.000 de ani lumină. În mijlocul ei stă la plângul unui imensă gaură neagră cu o masă echivalentă cu aceea 4 milioane de stele de mărimea Soarelui. Deși este enormă, Calea Ferii nu este singura galaxie mare din Univers. Există miliarde de galaxii cu multitudine de forme și dimensiuni. Galaxiile eliptice sunt în mod tipic alcătuite din stele mai vechi. Galaxiile spiralate sunt de obicei compuse dintr-un nucleu luminos și două brațe spiralate care se întind dinspre centru către exteriorul galaxiei. Cea mai mare parte a galaxiilor neregulate au fost mai fi galaxii spiralate sau eliptice, dar s-au deformat sub forma de atracție gravitațională a altor galaxii. Tot gravitația determina formarea grupurilor de galaxii, a roilor de galaxii sau a supernoilor galactice. În cadrul grupurilor și a roilor de galaxii, interacțiunile și coliziunile sunt întâmplări obișnuite, care pot deforma galaxiile care intră în contact și care pot duce chiar la modificarea evoluției lor. Universul galaxiilor este caracterizat într-o mișcare continuă, un dans cu o subminente, care, deși este fascinant, are un caracter primar. Se pare că Universul a fost creat printr-o expansiune colosală, mare explozie, Big Bang, care a avut loc aproximativ 14 miliarde de ani în urmă. De atunci încoace, Universul ar fi într-o continuă expansiune, iar în timpurile noastre, expansiunea acestea nu numai că se menține, dar ar fi și mai accelerată. În copilul acelor celor aflate de oameni de știință, multe din chestiunile esențiale privitoare la apariția și sfârșitul Universului rămân încă neilucidate. Trăim într-un univers vast și agitat, care depășește unitățile de măsură și imaginația umană, dar care este guvernat de legi fixe ale fizicii, care permit să existe această complexitate extraordinară pe care o numim viață. Din punctul nostru de vedere, de față de centrul galaxiei noastre, avem privilegiul de a observa cerul și de a căuta răspunsurile la toate aceste mari întrebări existențiale, privind de pe o tabletă albastră care orbitează o stea ca toate celelalte stele.
Thank you.
la ciudad que se tarde, pero es continuar a continuar. Am rugămintea să nu deschidem ambele uși în același timp. Rămâne pe tunel, închide prima ușă, după o deschidem pe a doua.